Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Curăm să vă anunțăm că revin muflonii. Cine, mă? Muflonii, mie îmi place cum sună, muflonii. Muflonii, oricum aveam foarte mulți bizoni pe șosele, așa că bine că mai sunt. Era vremea și pentru muflonii autentici în păduri. Muflonul sună bine, am văzut că e și complicat. Unii colegi scriu mulfloni și pronunță mulfloni. Se mai întâmplă. Da. Băi, eu sunt convins. Să le zică mufoni. Deci vreau să fac un apel la onorabilii noștri ascultători și ascultătoare, evident, onorabile noastre ascultătoare. Dom'le, exista vreun sketch divertis cu ceva mulfoni? Sau orice fel de sketch, că da, divertis n-am identificat. Cu mulfonii, cu nu știu ce, că eu sunt de-aseară tot caut sketch-ul ăla cu mulfonii și nu găsesc. Colegii mei au zis că nu există. Nu cred că, eu nu mi-aduc aminte. Vreun Toma Caragiu, vreun cine știe. Poate am fost eu la vreo petrecere ciudată care... Da, 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 cred că ai avut o conversație despre mulfoni, spre dimineață. Da. Deci dacă dați-ne și nouă ceva informație, unde găsim un sketch cu mulflonii sau cu mufloni? Băi, bun, deci revenim, serios, acum muflonul... Revine, înțeleg, deși... Muflonul este ca o oaie, dar sălbatică. Deci o oaie sălbatică fără plană. Coarne mai mare, așa. Asta e oiul, adică cum ar fi berbecul de muflon. Berbecul, da. E ceva între oaie și capra neagră. Da, sau... este muflonul și muflona. Muflonul da. Are coarne, muflona nu are... Dar înțeleg că sălbatic. Nu știu ce înseamnă sălbatic. Pe mine care sunt pasionat. Nu scuipă în jură, dar eu fiind pasionat de zoologie de mic. De zoologie? Recunosc. Așa. Că n-am știut, domnule, că muflonul a mai fost aici. A mai fost? Mai a fost. Tinerețea națiunii. Dacă eu știam că e o oaie asiatică, sălbatică. Mâncat. Știi? La, da, cred că de-aia Nina sta la noi așa noi, mult. Noi nu suntem departe de Asia, de fapt. E adevărat, da. Știi. Cred că le-a friit pe aici. Da. Au fost mâncați toți. Și acum, și acum se reîncearcă. Le-au mâncat dacii? Popularea dacii. Ăștia mai noi, medievale. Noștri. Mi-am găsit și noi niște schelete prin tunelurile alea dacice. De lupii! Nu, păi de asta. Bun, lupii. Deci muflonul ajunge pe la 40-50 de kilograme. Mare, în viu. Masculul are coarne spiralate. Vânătorii se dau un vânt, înțeleg așa, am auzit după trofeul ăsta, înțeleg că plătesc cam 3.000 de euro să împuște unul. Ceea ce nu e frumos. Da. Asta e. Ce așa e soarta vânătorilor. Ei plătesc să împuște animale. Na. Dar ce ne interesează pe noi e următoarea declarație a unui antreprenor care a început să crească muflon. Este o declarație privitoare la cărnița de muflon. Cosmin Vișan, l-am văzut aseară la știrile Pro TV, citez. Este o carne mult mai sănătoasă față de carnea de porc sau de vită. Nu foarte grasă, muflonul fiind foarte activ. Asta nu e bine. Că nu vreau să-i descurajez pe... Stai puțin, că omul continuă. Este o carne marmorată, având o grăsimioară direct în mușchi. Sună foarte bine. Asta. Nu vreau să-i descurajez pe producătorii de muflon. Da. Dar? Dar îi avertizez că struțul a avut o soartă nefericită, adică era la un moment dat în toate galantarele carne de struț. Foarte bună. Stai-mă puțin. Foarte nu e chiar scumpă. Așa. Pe de altă parte... N-am mai văzut nicăieri. Eu struț nu mă îndeamnă. Cred că noi românii ne adaptăm greu la rasei. Păi eu muflon aș mânca. Uite, fii atent. Și eu aș mânca și struț am mâncat, dar... Stai mă puțin, dar porcul de mangaliță a avut succes și are în continuare. Are, da, e porc, mă. Păi da, dar e... Știi ce zic? Asta dacă era oaie de muflon, sună altfel. Adică mă aștept ca de Paște acum să apară mie de muflon. Vezi, trufan, da? Da, ce se face din muflon? Pastramă, salam sau cârnați? Din păcate, 110 lei kilogramul. A, deocamdată. Deci, cât vin 4 mici de muflon la banii ăștia? Serios, deci dacă... Poate vorbim cu HEPA să da, facă... o pastramă... Da. O, aul în plongură. O păstrămioară de muflon aș mânca acum. Struț n-aș mânca. Serios. Nu simt. Dar foarte păstrămioară de muflon... Sănătos. Da. De oricum aș vrea, ce să spun, să salutăm... A venit vreun mesaj cu... Nu se pare că nu, asta e, a fost deci, ceva... A fost petrecerea mea ciudată, da. Bun, am vrea și eu să salutăm antreprenorii aceștia plini de curaj, care țin la tradiție, iată, merg împotriva curentului. Adică, acum când apar atâția întreprinzători care se apucă de cultivat tufe de mici vegetali și cârnăciori de salam din mazăre, iată că mai avem și respect pentru carne adevărată, marmorată. De oiță sălbatecă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.